زبان من شرف آمد. Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Așadar, dacă sunteți în aceeași zonă de interes ca mine, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe, implicit clopoțelul. Astăzi voi continua seria parfumurilor pentru vreme rece și dacă prima parte a fost cu și despre parfumuri de designer, partea a doua este cu și despre parfumuri Middle Eastern / arabești. Întâi și întâi de toate, trebuie să știți că selecția pentru acest video mi-a dat foarte multă bătaie de cap. Și când spun foarte multă, foarte, foarte multă vreau să spun. Mi-a fost extrem de greu, deci nu greu, extrem de greu să mă limitez doar la 10 arome din toate cele ce le dețin. Dar vom începe și exact ca la clipul precedent, fiind 10 arome, vă voi lăsa pe undeva pe aici notele pentru fiecare în parte. Și vreau să încep cu un parfum din zona Kalemat Oud Arabian, un parfum cald, un parfum condimentat, un frumușel unisex și anume Fahrul Oud de la Al Anik, care vine într-o... Da, vă orbesc cu ring light-ul, care vine într-o prezentare excepțională din punctul meu de vedere. Hai, reușim ceva? Reușim așa. Da? O sticluță ce vă duce cu gândul la sticlele de la Tom Ford, însă aroma în sine, din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu nimic de la casa Tom Ford. Hai. Vă spuneam eu că este, da, acea aromă caldă, condimentată, extrem de puternic. Deci este extrem de puternic. Bine, el are și ceva timp de când a venit în viața mea. Vă las aici videoclipul cu unboxing-ul și primele impresii pentru el. Se deschide spicy, însă aici avem o vanilie afumată care pur și simplu ai impresia că îmbrățișează un oud. Dar nu vorbim de oudul acela skunky, nu vorbim de oudul acela puturos, ci vorbim despre cel mai sexy și cel mai dulce oud posibil. Este acel parfum dulce, senzual, bold. V-am spus și din nou mă repet, este beast mode. Deci da, chiar este beast mode acest parfum. Acea vanilie oarecum gurmandă, o vanilie afumată, ușor către o vanilie arsă. E un mix, este un blending incredibil de fain aici, din nou, în opinia mea, deoarece vanilia aceea afumată este oarecum fix la limita aceea fină între vanilia afumată și vanilia arsă. Este foarte, foarte fain, foarte fain. E genul acela de parfum cu un subton oarecum gurmand, datorită acelei vanilie afumate spre vanilie arsă. Este parfumul acela misterios, extrem de sexy din punctul meu de vedere. Din nou vă spun, da, este un unisex prin definiție, plus că are o chestie, nu știu, pe mine se dezvoltă altfel, bineînțeles pe H-ul, iar pe soțul meu din nou se dezvoltă altfel, dar este dulce, lemnos,
Și am văzut multe discuții și am văzut multe comparații între acest fahrul ud de la Alanic și ragba de la Latafa. Parfum pe care eu îl am, este și hiper ultra mega macerat, îl am de 2 ani, dacă nu mă înșel, însă fahrul ud nu are nicio legătură cu ragba de la Latafa. Chiar dacă ambele sunt oarecum inspirate de Kalemat Oud Arabian, chiar dacă ambele vor să te ducă către acea zonă, nu, nu. Este diferență de la cer la pământ între aceste două arome. Și cred că vom vorbi mai pe larg, o să fac și un clip versus între cele două, dar nu știu, fahrul ud, dacă sunteți în zona parfumurilor vanilate, puternice, de fapt vanilie aromată, afumată spre vanilie arsă, da? Dacă sunteți în zona acestor parfumuri, aveți nevoie de el, da. Pentru vremea ce urmează, chiar aveți nevoie de el. Oricum, cam toată selecția de astăzi este cu și despre parfumuri cu coloană vertebrală, cum spun eu, parfumuri puternice. Nu vom avea nimic firav astăzi. Următorul vine de la Emir, Paris Corner. Bineînțeles, de pe site-ul celor de la Dubai Collection, cu care am acest cod de reducere, cod de afiliere, ROJ25, ce va aduce vouă un discount de 5% la absolut orice achiziționați de pe site, indiferent că vorbim de parfumuri full size, mostre, produse de îngrijire, produse pentru casă, orice achiziționați. Și parfumul face parte din gama Celestial Series și se numește Fascination. Da. Un parfum, mi-am luat și părul, nu mai contează. Un parfum ce vine într-o prezentare de zile mari. Da. Deci îmi place sticluța de nu mai pot. Începând cu culoarea pe care o are, terminând cu căpăcelul și nu în ultimul rând cu sucul din interior. Da. Vorbim aici despre un parfum inspirat din Sergio Fridgewood. Nu dețin originalul, nu l-am testat pe acela, însă, Doamne Dumnezeule, din nou, la acesta știu că în vară am făcut unboxing și primele impresii, vă las aici videoclipul. Este un parfum dark, ușor dulce, lemnos, cu apucături de nișă. Mă repet, nu cunosc originalul Richwood de la Xerjof, însă clar, acest Fascination de la Emir, da, are acea aromă de nișă. Cum v-am mai spus eu în alt clip video, aroma de nișă fiind acea aromă pentru o anume categorie de oameni. Adică nu este o aromă ușor plăcubilă, ușor de plăcut de către oricine. Este unisex. Nu este acel parfum pentru începători. Este un parfum dark, misterios. Este un mix aici de trandafir și patchouli. Și voi știți că mie nu-mi place trandafirul. Însă, mixul acesta este ceva de zile mari. Din nou, nu este trandafirul acela nobil, nu este trandafirul acela greu, acela bulgăresc, nu. Este acel trandafir între crud și înflorit. Da? Are pe alocuri ceva ușor fresh, are pe alocuri ceva ușor verde. Mai avem ceva lemn de santal, ceva pudrat, resimt aici ceva pudrat, însă nu vă duceți cu gândul la clasicul pudrat, la tenta aceea pudrată ce vine de la produsele de make-up.
Am început prin a vă spune că este un parfum total unisex. Este un parfum total unisex. Pudratul de aici fiind un fel de pudrat balsamic, ca să fiu eu mai explicită, adică este acordul acela pudrat, cel poate purta cu succes un domn. Nu vă gândiți la ceva de make-up. Dar, din nou, nici nu vă gândiți să achiziționați acest parfum în varianta full size. Nu recomand. Achiziționați mostre, achiziționați decant, dar parfumul în varianta full size doar dacă sunteți în zona aceasta de parfumuri dark, misterioase, altfel de arome. Vedeta acestui parfum este patchouli, această combinație, patchouli cu trandafir tinerel. Nici tânăr între tinerel. Da, și este unul din parfumurile cu care eu nu fac overspray. Nu. Nu, pentru că țin la sănătatea mea și la sănătatea celor din jur. Este extrem de puternic și dacă faceți gafa pe care am făcut-o eu, că eu știți că sunt oversprayer, sunt fanatică, vă alegeți cu o durere de cap de toată frumusețea. Este foarte, foarte greu. Este cel mai greu combo, cam din tot ce am eu, trandafir patchouli. Dar este foarte fain. Foarte, foarte fain. Următorul, și gâtul, dar și nasul. O secundă. Următorul vine de la Swiss Arabian și este un clasic pentru iubitorii de parfumuri Middle Eastern, și anume Shagaf Oud. Și acum vom avea probleme cu această sticluță, deoarece este cea mai manelară sticluță din tot ceea ce am eu. Ok. Pam, pam. Hai că... dacă îl țin așa, nu vă orbesc. Aceasta este sticluța, da, e pur și simplu genul acela de lingou de aur. Însă, aici avem clasicul combo ud, trandafir și șofran. Am dat două pufuri. De ce am dat două pufuri din Shagaf Oud în condițiile în care eu trebuie să vorbesc despre mai multe? S-a tăiat filmul. Vă spuneam că este un clasic în ceea ce privește trioul ud, trandafir, șofran, însă aici avem note intense de pralină. Din nou, un parfum cu care nu vă jucați, deci nu vă jucați. Nu aș recomanda, mai bine, hai, dacă mergeți, eu știu, la mâine poi mine, ne bate la ușă, târgul de Crăciun, festival nu știu ce, în aer liber. În aer liber, hai, treacă, meargă, jucați-vă cu 3-4 pufuri. Dar dacă mergeți undeva în spațiu închis, nu pulverizați mai mult de 2 pufuri. Nu pulverizați mai mult de 2 pufuri, da? Notați asta. Pentru mine, acesta este un monstru dulce, precum o ciocolată. Resimt foarte bine, pe lângă clasica chestie cu ud, trandafir, șofran, resimt foarte, foarte bine ciocolata, pralina aceea cu ciocolată. Știu că multă lume din online și nu numai spune că acest Shagaf Oud, din nou, este extrem de asemănător cu ud mud de la Latafa. Am avut ud mud de la Latafa și cum l-am achiziționat, cred că o săptămână asta la mine, l-am și dat mai departe. Nu pot spune. Oare cum ele se aseamănă, da? Se aseamănă în privința combinației de ud, trandafir, da? Dar nu vorbim despre aceeași aromă. Nu poți compara Shagaf Oud de la Swiss Arabian, din punctul meu de vedere, cu
cu Udmud de la Latafa. Sub nicio formă, nu. Shagafood de la Swiss Arabian este altceva. Este un alt blending, este un miros mult mai compact, este o aromă, mai bine la jos, este o aromă mult, mult, mult mai aparte, ceva mai fin, ceva mai luxos. Este acel parfum delicios cu ciocolată, este greu, este profund, sexy, are și o vanilie bogată în bază și mă duce oarecum în zona Vanilla 28 de la Kayali, fără ca Shagafood să fie un dupe pentru acel parfum. Nu. Din toată selecția, acesta și mai am unul, Shagafood este unul din cele mai complimentate. Nu știu dacă v-am spus în cazul acesta, mă voi repeta ca de obicei, că de ce nu. Este un parfum total unisex. Total, total unisex. Și merge foarte, foarte mult către Oud Bouquet de la Lancôme. Dar tare, tare fain. Tare fain, mai ales de sezon, dar din nou, e genul de parfum ce nu vă permite să, nu știu, eu una personal nu-l pot purta decât ca parfum de sine stătător. Am văzut alți youtuberi din afară cum fac layering cu, nu știu, mi s-a părut foarte tare, cineva a făcut layering cu Shagafood și Red Tobacco de la Mancera. Am zis ok, bine tati, eu sunt nebună, dar nici la nivelul ăsta, dar hai totuși să trăiască și lumea din jurul meu. Bun. Da, din nou, cred că astăzi o să beau un litru de apă cu voi. Nu am ce să fac. Poate nu este cea mai drăguță imagine ca eu să beau apă cu paiu în fața voastră, dar parfumurile sunt, adică toată selecția de azi e, oricum, clipul acesta ar putea fi parfumuri pentru vreme rece sau beast mode-uri, da? Middle Eastern. Ok, trecem la un alt parfum care, despre care s-a mai vorbit în online. La mine a venit acum 3 luni și l-am pe frățiorul sau suriorul său Velvet Night, însă noi acum vorbim despre Ubaya Naked Moon. Așa este sticluța. Acest căpăcel The King, să știe. Și aici avem un parfum ce mi-a luat mințile și nu înțeleg de ce nu l-am avut eu în viața mea mai de mult. Pentru că aceste parfumuri nu sunt niște creații noi, nu sunt acum proaspăt scoase din cuptor și așa mai departe. Naked Moon este acel parfum de Hanım. Hanım însemnând Lady Boss în varianta Middle Eastern. Căpetenia unui clan, cum v-am mai zăpăcit eu, sau acea doamnă sigură pe sine, Lady Boss, da? Asta rezumă absolut tot ceea ce vreau eu să spun. Sau, Naked Moon, aș putea spune că este ceea ce mi-am dorit eu să fie Haltat Night. Da? Mi-am dorit foarte mult parfumul Haltat Night. La un moment dat chiar îl comandasem de pe un site. În fine, nu a mai ajuns la mine. Ideea e că am testat Haltat Night la Isabella. Te pup, bro. Am testat Haltat Night la Isabella. Ei bine, Naked Moon de la Ubaya, în accepțiunea mea și pentru gradul meu de percepție, pentru gradul meu de simț olfactiv, Naked Moon este cu mult peste Haltat Night. Eu nu, deci am testat pe piele Haltat Night. Probabil, nu știu,
Nu e chimie între mine și acel parfum, între pielea mea și acel parfum. Dar revenim la Naked Moon. Din punctul meu de vedere, către după ce trecem de deschidere, acest parfum ar putea fi cu succes un unisex. De ce spun? Bine, și deschiderea. Dacă am aici domni ce mă urmăresc și nu sunt deranjați de o cireașă cu scorțișoară în deschidere, atunci garantat veți iubi și deschiderea. Este cea mai frumoasă combinație de cireșe, scorțișoară și totodată măr cu vanilie. Da? E ca și cum am aici cireșe și scorțișoară, aici măr cu vanilie și pur și simplu le combin. Mă duce oarecum în zona Bulgari Men in Black. Nu mă întrebați de unde și până unde. Sinceră să fiu, nici măcar nu am verificat notele, însă aroma în sine mă duce către Bulgari Men in Black. Are ceva gurmand în el, are un ușor iz buzi în el, dar foarte, foarte fin, foarte fin. Iar dry down-ul mă duce foarte mult către cruda de la Morph, fără să aibă acea dulceață atât de profundă. Adică cruda de la Morph în dry down este mult mai dulce decât Naked Moon de la Ubaya. Dar da, este fantastic. Deci chiar este... Și v-am tot zăpăcit, ba cireașă, ba un ușor iz buzi, ba cu Bulgari Men in Black. Da, Naked Moon este acel parfum de tip struțocămilă, cum am auzit-o pe Otilia de la Cufărul cu parfum într-un anumit clip video. Da, chiar este o struțocămilă, este un mix de arome, este ca și cum ai avea ceva din Last Cherry, ceva din Haltat Night de la Attar Arabian, ceva izul acela foarte slab buzi din Killian Angel's Share, da? Este ca și cum aici ai făcut, ai amestecat mai multe parfumuri, da? Ai un layering din 5-6 parfumuri. Dar din nou vă spun, eu una percep acest iz ca fiind o aromă unisex. Bun. Acum vom trece la un nou venit în colecția mea, și anume Frenetic Delicios de la Emir, Paris Corner, Dubai Collection, Roche 25, un parfum ce în momentul de față se află la 150 de lei. Toată gama de la Paris Corner a fost redusă, plus noutățile au intrat deja cu un preț mult mai mic. Acesta este inspirat de Dior Fiv Delicious. Și, Doamne Dumnezeule, cum e parfumul acesta! Deci, dacă ar fi să am un singur parfum de vreme rece, cu ochii închiși și fără să stau pe... Vedeți că vreau să spun cu ochii închiși și fără să stau pe gânduri și automat m-am uitat către restul. Dar da, și el ar putea fi un parfum, nu știu, l-aș putea purta non-stop și nu m-aș plictisi. Avem Raiul Gourmand cu cel mai frumos mix de tonka, vanilie, caramel, pur și simplu îți lasă senzația aceea de apă în gură, și pralină. Și o cireașă pe acolo și e, nu știu, dacă nu ați testat până acum, eu am avut și varianta de la Twins, Fiv, dacă nu mă înșel. Ei bine, varianta de la Paris Corner este mult mai profundă decât varianta de la Twins. Este varianta de la Twins la puterea N și cu o lavandă mai fină decât în cel de la Twins. Din ce am înțeles eu, acesta de la Paris Corner ar clona prima variantă,
iar cel de la Twin Spirits s-ar inspira din varianta reformulată de Dior Fiv Delicious. Deci, dacă vreți doar un gurmand clasic, acela nu este acesta. Nu este acel gurmand clasic. Nu. Este mult mai complex decât un gurmand oarecare. Deschiderea este cea mai frumoasă cireașă aromată ever, dar cireașa aceea dulce, cireașa aceea de dulceață, da? Nu vă gândiți la una crudă, ușor acrișoară. Nu, e una așa o resimt. Pe măsură ce se dezvoltă, apar note gurmande și parfumul devine dulce, pudrat, aproape catifelat, aș putea spune. E senzația aceea de aromă catifelată, de ceva ce te îmbrățișează, te învăluie, nu știu, ceva pufos, așa, așa l-aș descrie. Lavanda de aici nu este una pronunțată, ci mai degrabă ca o adiere. Din nou, dacă vreți aroma aceasta, însă cu o lavandă o idee mai pronunțată, este varianta de la Twins. Este un parfum super cremos și super pudrat, iar în dry down avem dulcele suprem. Deci nimic nu este mai dulce, dar când spun dulce, din nou, nu vă gândiți la acel gurmand banal, nu. Este acel dulce extrem, extrem de sexy. Nu știu, parfumul ăsta e plin de sexiness, cum se spune. Superb. Superb, superb, superb și nu mi-aș dori să fie vreodată discontinuat. Că da, și la cele de tip Middle Eastern se mai întâmplă să mai scoată ei din producție. Bun. Continuăm cu o descoperire. Din nou vă las aici clipul cu unboxing-ul și primele impresii. Un parfum care, dacă mă urmăriți și pe Instagram și pe TikTok, veți avea oricum link în bio, ca de obicei, pentru fiecare din parfumuri, plus linkurile către contul meu de Insta și contul meu de TikTok. Revenind la acest parfum, parfumul acesta mă cam obsedează. Atât de sine stătător, cât și în layering. Deci este baza layeringului meu pentru sezonul rece și vorbim aici despre Ujud de la Zimaia. Da. El este infractorul care mi-a dat tot layeringul peste cap și toată viața peste cap. El vine așa, din nou cu pietricici, cu chestii socoteli și acesta este acea vanilie tămâioasă spicy. O, da! Și acum s-a mai și așezat. Deci pur și simplu am impresia că mi-a intrat și în gură aroma. Cred că mi-a intrat și în gură. O, da! Da! Ujud, din nou, un parfum ce nu îl recomand blind. Asta dacă sunteți în zona de flower power, cum zic eu, florale, floral fructate. Nu, stați departe de el. Nu. Ăsta este genul de parfum, din nou, aromă de nișă, nu este acea aromă mainstream, nu este acea aromă ce imediat cum o resimți, vai ce-mi place. Nu. Aici este o dulceață Middle Eastern, ușoară, dar vibrantă totodată. Vanilia aceea, după cum v-am spus de la bun început, o vanilie tămâioasă spicy. Este acel parfum inspirat din Baby Cat de la ISL, însă este ca și cum ai lua Baby Cat, rețeta de Baby Cat de la ISL și ai scoate nota de piele de acolo. Și ai scoate nota de piele și totodată l-ai face o idee mai soft față de Ishkal Shuyuk de la Latafa. Am și din acela un travel size de 20 de mililitri.
Ujud îl ador, de sine stătător, cât și în layering, însă cu ișc, al șuiuc de la Latafa, chiar și un singur puf, dacă dau, mă doare capul. Și mă doare capul cumplit. Nu știu ce are acel ișc, al șuiuc în el, însă, din nou, mă gândesc să fac încă un clip versus între Ujud de la Zimaia și ișc, al șuiuc de la Latafa. Revenind la acesta, v-am spus, este genul de parfum ce îl poate purta cu succes atât un domn cât și o doamnă. Este total unisex. Dar, ca să vă placă acest parfum și ca să nu-mi scrieți, băi nebuno, am comandat Ujud de la Zimaia și miroase de nu mai pot și mi-am frecat pielea ca să dau aroma jos. Nu este un safe blind buy decât dacă sunteți în zona aceasta mai dark, mai misterioasă, mai profundă, ușor mai grea a parfumeriei. Dacă sunteți mai cu floricele și cu fructuțe, nu. Nu. Doamne, cât ador. Deci ador Ujud de la Zimaia. Ador. Și abia aștept, v-am zăpăcit și în clipul cu clonele pentru Angel's Share, abia aștept de la casa Zimaia și varianta de parfumul inspirat după Killian Angel's Share. Acum, avem încă o bombă. Bine, nici nu știu să spun care e mai bombă din tot ce e aici, dar nu mai contează. Avem o bombă de la Alanic, din nou. Aveți aici clip cu unboxing-ul și primele impresii și vorbim despre, mi-a mai rămas o bucată de folie, da? Că de ce nu? Vorbim despre Oud Jamal de la Al Anik. Da, acel parfum unisex, acel Tom Ford Black Orchid. Sticluța este așa. V-am spus și atunci că îmi place enorm de mult forma, cât și căpăcelul. Nu știu, am impresia că ar fi, pare a fi lemn, pare a fi, deci nu e plastic aici, nu e nici plastic, nici metal. Doamne, Dumnezeule! Ei bine, când am comandat și testat acest Oud Jamal, mi-am dat seama că ani de zile am trăit în minciună. Da, ani de zile am trăit în minciună în sensul că eu eram fană și eram acolo pe metereze pentru Oud 24 Hours de la Ardal Zafaran. Domne, aia e cea mai bună inspirație de Tom Ford Black Orchid, da? E bomba bombelor. Aveam eu ceva probleme la capitolul persistență, însă când am ajuns cu nasul la acest Oud Jamal, s-a schimbat toată treaba. Din nou, dacă cunoașteți Tom Ford Black Orchid, sau, de fapt, n-ar fi o referință, vreau să vă spun dacă cunoașteți Oud 24 Hours de la Ardal Zafaran. Însă această variantă pică, deoarece Oud Jamal este cu mult peste, e puțin spus. Nu există termen de comparație între Oud Jamal de la Alanic și Oud 24 Hours de la Ardal Zafaran. Nu există termen de comparație. În ceea ce privește aroma în sine, acesta este mult mai complex, este ușor multifacetat față de acel parfum de la Ardal Zafaran, acela eu îl resimt ca fiind un parfum perfect liniar și nu la aceeași intensitate și nu cu aceleași performanțe. Categoric, nu. Nu. Este acea aromă memorabilă ce transmite putere, impune respect și oarecum o distanță, da? Adică, nu știu, când porți Oud Jamal, indiferent că ești bărbat sau femeie, ai așa un pic de zvâc, cum zic eu, în tine. Ai, îți dă altă stare. Da? Pur și simplu ești pe sistemul, gata, am pulverizat Oud Jamal, pot să mă duc să mut munții din loc. Îți dă altă, te duce în altă stare.
îți dă așa o stare de putere, îți dă o încredere în sine foarte, foarte mare. Nu este acel parfum de birou așa cum nu este nici acel parfum de zi cu zi. Din punctul meu de vedere, nu. Oud Jamal foarte, foarte mult merge în Tom Ford Black Orchid și nu este acea aromă, cum spun eu, mai mereu mă duc la Lidl, mă duc în Carrefour, cu ce mă dau? Cu Oud Jamal. Nu, tati, stai cu minte, du-te, dă-te cu altceva, dar nu cu Oud Jamal în fiecare zi. Nu. Doamne. Acest parfum, când l-am achiziționat, eram undeva pe la sfârșitul lunii august, început de septembrie. Oricum, ca idee, nemacerat, deci la prima testare, când l-am testat pe piele, a stat pe mine 9 ore. 9 ore și l-am resimțit și după duș. După cele 9 ore. Și nu e că l-am resimțit la modul că mi-am băgat nasul de nu s-a putut în piele. Nu. Dacă treceam cu mâna pe care am pulverizat, pur și simplu făceam ceva, mutam ceva, da? Încă proiecta după duș. Deci încă proiecta după duș. E... Nu am cuvinte, din nou. Bun. Vom vorbi minutul 36. Hai că stau bine. Eu tot, da? Să nu fac clip prea lung. Vom vorbi acum despre un parfum de la Afnan, ce vine într-o cantitate de 100 de mililitri, iar prețul său, dacă mi-aduc eu bine aminte, undeva 70-80 de lei, iar aroma și performanțele în sine ale acestui parfum sunt din altă lume. Mulți, pentru că este un unisex, mulți știți de el, mulți îl aveți și mulți, dacă nu-l aveți, aveți nevoie de el. Vorbim aici despre Wadi al-Dahab. Wadi al-Dahab, Wadi al-Dahab. Aici se vede lichidul. Eu am băut ceva din el pentru că eu îl am de un an de zile. Chiar acum, luna viitoare, acest parfum va face un an. L-am achiziționat de Black Friday, de pe Parfumaz. Abia aștept Black Friday. Observați în ultimele clipuri că nu se mai lasă cu unboxing-uri, da? Sunt foarte cu minte și mi-am impus ca până de Black Friday să stau cu minte. Da? Ok, revenim la Wadi al-Dahab. Doamne Dumnezeule! Wadi al-Dahab este oriental gurmand, acea aromă dulce, pudrată, ceva ciocolată, aș spune eu, dar nu ciocolată, cât mai degrabă aroma aceea de Nutella. Deci e nebunie parfumul ăsta. Pur și simplu pentru iubitorii gurmandelor, iubitorii notei de ciocolată, e nebunie. Este un parfum extrem de persistent, nu are iz arăbesc, este mai degrabă o vanilie ambrată, ușor, ușor condimentată aici. Da, ok. Și da, am ajuns la faza la care eu una resimt un iz de Nutella. Deci pur și simplu e ca și cum iei Nutella din borcan și te dai cu ea pe tine și mai adaugi presari, mai bine zis, o vanilie ambrată peste. Da? Deci pur și simplu asta ai pe tine atunci când porți Wadi al-Dahab. Ai băgat mâna frumos în borcanul cu Nutella, ai dat bine bine și ai venit, ai presărat vanilie ambrată. Acum, acest parfum cu pielea mea face o anume chimie, în sensul că aici părerile pe multe tipe, da, este valabil chestia asta, pe altele nu. Însă, pe pielea mea, acest Wadi al-Dahab,
după prima jumătate de oră, merge foarte mult către Angel Muse EDP. Da? Îl am și pe acela, îl ador de nu mai pot. Iar Wadi Al-Dahab, nu știu, eu am testat Angel Muse EDT, apa de toaletă. Nu prea m-a dus în zona lui Angel Muse EDP, apa de parfum. Însă, acest Wadi Al-Dahab, pentru mine, ar putea fi adevăratul Angel Muse apă de toaletă. Pentru că aici resimt mult mai bine profilul olfactiv din Angel Muse EDP față de originalul Angel Muse EDT. V-am zăpăcit, nu? Ei bine, nu este un parfum liniar. Deci pentru 100 de mililitri, 70-80 de lei, cât este, luați-l. Din tot ce am, insist, luați-l. Dacă tot așa iubiți acest frenetic, oarecum Wadi Al-Dahab de la Afnan, nu de la Al-Afnan, are ceva din acest frenetic delicios. Și zic eu că este fix acea ciocolată. Nici nu mai țin minte dacă are listată ciocolata în note. Dacă nu mă înșel, era cacao listată. Însă pe mine e ciocolată. Așa se simte. V-am spus că nu este un parfum liniar. Mereu ai parte de câte o surpriză olfactivă. Ba îl resimți cremos. Ba îl resimți un combo flori cu ișoare. Ba îl resimți ciocolatos. Este, cum se spune, un hidden gem. Da, chiar este. În umila mea părere, da, este un hidden gem. Bun. Suntem acum la numărul 9. Eu și glumele mele de Gara de Nord. Da, pardon, eu și glumele mele de Colentina, nu de Gara de Nord. Trecem aici la un parfum, din nou, de pe site-ul celor de la Dubai Collection, care a fost al doilea șoc al meu. La videoclipul cu parfumuri cu tutun, vă spuneam că atunci când mi-am achiziționat Vu Elegante de la ei, mi-am luat șoc. Mi-am luat șoc la modul cum este acel Vu Elegante în comparație cu Naxos, da? Acel Vu Elegante, dacă ar fi să-l compar, da? Ar fi un 9,5 din 10 pentru Naxos. Însă, acum vom vorbi despre un parfum inspirat de Kayali Invite Only Amber 23, și anume Kahila Lux. Ei bine, vă las din nou aici clipul pentru că l-am de ceva timp. Clipul cu unboxing și primele impresii, iar acest parfum vine așa. Da? Din nou, o mega, mega prezentare, dacă m-ați întrebat pe mine. Trecând de partea cu ambalajul, acest parfum, care iese mai greu de aici, ca să știți ce, Doamne iartă, mă fac eu, acest parfum, haide, tati, nu e șacalul, nu-mi e șacalul, Doamne, cum sună, deci, limba românească, da? Expresii la două capete, lui Roji, nu e șacalul în clip. Aia e. Bun. Revenim la parfum. Acest Kahila Lux de la Paris Corner, v-am spus că este inspirat din Kayali Invite Only Amber 23. Ei bine, într-un final, am testat și eu și m-am pufăit, da? Cum fac românii în duty free-uri, cum este acel TikTok, da? De ajunge român în duty free și își face baie în parfum. Ei bine, am făcut și eu treaba asta cu Kayali Invite Only Amber 23. Pe o mână, pe cealaltă mână, având acest Kahila Lux. Ei bine, dacă Vu Elegante era 9,5 din 10 în comparație cu Naxos,
Kahila Lux este 10 din 10 și, în afara faptului că este 1 la 1, dar 1 la 1, știu acum toți o să săriți și o să spuneți, n-are cum un parfum inspirat, n-are cum să fie 1 la 1, nu există, trebuie să fie acolo ceva. Ei bine, lăsând snobismul, da? Kahila Lux este 1 la 1 cu Kayali Invite Only Amber 23, nu știu de ce i-au pus atâta numele, cu precizarea că acesta persistă mai bine, proiectează mai bine și aroma în sine este mult mai bogată față de acela. Așadar, nu dați banii pe prostii, luați Kahila Lux la copii, lăsați Kayali, uitați de Kayali, lăsați snobismul că nu stă nimeni să se uite la voi pe stradă că mergeți cu sticla de Kayali. M-am dat cu Kayali. Nu, frate, nu știe nimeni cu ce vă dați. Credeți-mă. Lumea din jur nu stă. Lumea din jur îți simte aroma și atât. Da? Vai de mine. În acest parfum se întâmplă multe note. Da? Deci în acest parfum chiar se întâmplă multe note și simți asta de la primul nas. Este genul de parfum bold, beast mode cu ciocolată din nou. Deci nu știu, observ că am așa o afinitate către ciocolată și cireșe cu ciocolată. Dacă stau bine și mă uit la toate parfumurile selectate, da, cred că am intrat în febra ciocolatei, da? Nu mai contează. Avem aici ciocolată, cireșe, tutun, ud și patchouli. Și când spun ud, nu săriți, nu este ud skunky, nu, este udul acela dulceag, este udul acela mainstream, cum îi spun eu, adică nu e udul acela wow, nu. E ok, e un ud ok. Acest parfum nu este un parfum cald, nu, este un parfum fierbinte. Deci este un parfum fierbinte de la, nu știu, complexitatea sa până la performanțe. Deci este un, așa mi-a venit, așa îi spun, este un parfum fierbinte. Este un parfum extrem de sexy și în opinia mea am văzut că parcă văzusem. Cei de pe site l-au listat ca fiind un parfum de damă? Nu. Pentru mine este un unisex. Și Kayali Invite Only Amber 23 este un parfum unisex, așa cum este și acesta. Deci, din nou, domnii care nu se sfiesc de combinația cireșe-ciocolată, da? Vă ajută foarte mult domnilor. Și nota de tutun de aici. Nu pot să spun că este tutunul acela proeminent, nu este un tutun in your face, nu. Este bine dozat. Bine dozat și bine blenduit. Mai precis, bine, acum din nou s-a schimbat. Acum resimt un caramel delicios, cireșe dulci, siropoase, scorțișoară, tutunul acela care v-am spus eu că este bine dozat și bine blenduit, este mai degrabă combo-ul miere-tutun. Da? Da. Neapărat achiziționați măcar mostra de 2 ml din acest parfum. Deci, nu. Din partea mea, la revedere Kayali, prefer Kahila Lux. Prefer Kahila Lux. Eu da, eu chiar nu sunt snoabă. Nu sunt snoabă. Nu stă nimeni să mă verifice în geantă sau să vină acasă la mine. Este Kayali original sau este clonă? Nu interesează pe nimeni. Hai să fim serioși. Deci chiar nimeni nu dă doi bani dacă noi purtăm original sau parfum inspirat sau... Bun. Și dacă tot v-ați întrebat până acum, oare Rojin a nebunit?
Oare Rojin face selecția de parfumuri pentru vreme rece, varianta Middle Eastern, și nu are ea nici măcar un Ahmed al Maghribi acolo? Ei bine, avem, da. L-am ales de data aceasta pentru această selecție pe Muzun de la Ahmed, care vine în această sticluță câș, cum îi spun eu. Da? Vedeți cum este tăiat aici. Muzun vine în 40,5% concentrație de ulei, de aceea l-am lăsat și la final. Vă las aici unboxing-ul cu primele impresii despre el, însă de atunci și până acum acest muzun s-a transformat. S-a macerat și s-a transformat, ați înțeles voi? Ei bine, doamne, muzun este încă un hidden gem, garantat 100%. Dacă nu aveți un Ahmed în viața voastră, acum este cazul să o faceți. Primiți primul Ahmed în viața voastră. Intrați acum și comandați. Doamne, am luat o raznă. Ok. Muzun este categoric unisex. Și după macerare rămâne acel unisex. Dar acest parfum este copilul dintre două parfumuri de nișă. Acest muzun se deschide precum intens cafe de la Montal, dar se transformă într-o vanilie condimentată, ceva șofran, mă duce, exact cum v-am spus eu la prima impresie, către acel vanila ceai. Da? Spicy vanilla chai, că am spus că e condimentat, are ceva gurmand în el, însă în dry down, și vorbesc de dry down-ul de pe pielea mea, acest muzun după macerare a început să aibă apucături de Rosendo Matteo No. 5. Deci am rămas trăznită. După macerare, dry down-ul să prindă alte apucături. La început, când l-am achiziționat, prima impresie, v-am spus că este tot așa, ceva gurmand, un gurmand Middle Eastern, total unisex și așa mai departe. Mă repet, în continuare a rămas un parfum unisex. Însă, în dry down aici avem o ambră picantă cu vanilie, o vanilie cu tente florale, deci din nou, o vanilie cu tente florale și cu acel slab iz cauciucat din Rosendo Matteo No. 5. Și dacă spun că dry down-ul merge către acea zonă, nu spun strict în privința acelui iz cauciucat, nu. Spun în această, datorită acestei combinații, ambră picantă, vanilie cu tente florale și acel iz cauciucat. Deci e vorba de acest trio. Vanilia picantă, ambra picantă, deci am înnebunit, ambra picantă, vanilia cu tente florale și acel iz cauciucat. În dry down, foarte, foarte mult mă duce către Rosendo Matteo No. 5. Din nou un hidden gem. El vine în 100 de mililitri, în afară de concentrația de ulei cu care eu v-am zăpăcit, întreaga linie, întreaga casă Ahmed al Maghribi este extraterestră, cum se spune, da? Au concentrația de uleiuri la același nivel cu concentrația de uleiuri ale a casei Amouage. Și este 100-120 de lei pe undeva pe acolo, dar nu. Este nebunie acest muzun.
Deci se deschide precum intens cafe de la Montal și ajunge să se usuce un 80, ca să nu zic 90%, Rosendo Mateo number 5. Superb. Superb, superb. Deci nu mai pot. Mi-am rupt nasul astăzi, nu mai sunt capabilă de nimic. Dar, trecând peste minutul 55, hai că nu iese de o oră, dar iese de o oră. Trecând peste faza cu câte parfumuri am putut mirosi și toate bombe, deci nu știu, încă mă gândesc dacă va fi parfumuri Middle Easter pentru vreme rece sau Beast Mode-uri pentru Beast Mode-uri varianta Middle Easter. Ok, dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Dacă nu v-ați abonat până acum, vă rog frumos să o faceți. Bineînțeles, dacă vă place conținutul meu, conținutul ce-l fac eu aici, nu conținutul meu, ne auzim și pe Instagram, vă aștept cu nerăbdare și în secțiunea comentarii să-mi spuneți și mie topul vostru sau selecția voastră de parfumuri Middle Eastern pentru vreme rece. Vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc zile excepționale și parfumate și până data viitoare v-am pupat! Zvonimy, szarafamy.